Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața! Foarte mulți copii, cred că sunt 130.000, nu cam așa, aproape 130.000 de copii dau primul examen important din viața lor în aceste zile. A fost proba de limba română, urmează, cred că azi, examenul de matematică la evaluarea națională. Azi e ziua cu totul specială pentru foarte mulți. Notele luate la aceste probe sunt, evident, deosebit de importante pentru intrarea la liceu. Contează în proporție foarte mare, 80%, în stabilirea ierarhiei finale a elevilor. Deci, e multă presiune pe copii, pentru că performanța sau absența performanței la evaluarea națională le va influența inevitabil viitorul. Și de aceea și părinții au un rol important în gestionarea acestei presiuni. Cum îți orientezi copilul către o anumită profesie? Cum îl ajuți să treacă peste stresul unui examen important? Cum îl înveți să-și gestioneze succesul sau eșecul? L-am sunat pe amicul nostru, psihologul Gașpar Gheorghi. Bună dimineața! Bună dimineața! Gașpar, nu toți copiii sunt egali, știm prea bine, inclusiv din propria experiență, când vine vorba de presiunea unui examen. Ce nu trebuie să facă părinții când cel mic are rezultate sub așteptări? Ar fi foarte bine dacă în astfel de situații părintele ar putea să fie alături de copil, cu alte cuvinte să evităm critica, judecata, prelegerile, toate acele amenințări, toate acele cuvinte pe care noi le folosim pentru a ne descărca furia și anxietatea. Evident că dacă rezultatele sunt sub nivelul așteptat, nu ajută acum să săpăm foarte mult în trecut și să vedem ce n-a făcut bine, unde a greșit copilul, ci mai degrabă să-l susținem din punct de vedere emoțional pentru a învăța din această experiență și să vedem cum anume ar putea să gestioneze lucrurile altfel pe viitor, pentru ca rezultatele să fie un pic mai apropiate de ceea ce și-ar dori atât copilul cât și părinții. Din alt punct de vedere, e o nouă modă acum. Practic niciun copil nu mai pierde nicio competiție. Pentru, nu vorbesc de evaluarea națională, unde aici, mă rog, ierarhizarea este foarte strictă și cu efecte concrete, dar mă refer la orice alt fel de competiție. Pentru orice fel de participare primește o diplomă, o medalie, cumva, ceea ce cumva anulează însă și de ideea asta de competiție. Cum ți se pare abordarea asta? Nu crezi că produce molâi? Din punctul meu de vedere, competiția cu ceilalți nu este neapărat sănătoasă, pentru că nu face altceva decât să ne transmită că noi nu suntem suficient de buni. De asemenea, nu cred nici în faptul că fiecare copil ar trebui să câștige de fiecare dată câte ceva, pentru că asta ar putea să îi afecteze destul de mult nivelul de efort pe care îl depune într-o activitate. Majoritatea adulților din zilele noastre evită cumva să îi pună pe copii într-o situație neplăcută ca să nu le distrugă stima de sine, încrederea propria persoană și așa mai departe. Ce ne arată însă studiile de specialitate în ultimele 2-3 decenii, în special în America sunt făcute aceste studii de specialitate, e că o stimă de sine crescută artificial nu l-ajută absolut la nimic pe copil. Nu e cu adevărat indicatorul care să-l, nu știu, să ne arate care va fi viitorul copilului sau să-l ghideze pe copil dacă are o stimă de sine umflată. Cred că este foarte, foarte important însă să-i ajutăm pe copii să-și descopere aturile, punctele tari, care sunt acele domenii în care ei se descurcă bine și în acele domenii să investească cât mai mult efort și cât mai multă energie. Nu cred că ajută să comparăm un copil care e foarte bun la matematică cu un copil care e foarte bun la sport, însă ajută să comparăm copilul bun la matematică cu felul în care a fost el în urmă cu un an, doi, trei, sau copilul bun la sport să-l comparăm cu el însuși. Genul ăsta de comparații cred că sunt benefice. Pe de altă parte, a spune că toți copiii sunt excelenți la toate materiile, mi se pare că e o atitudine extrem de nesănătoasă care nu face altceva decât să le transmită copiilor că pot ajunge departe și fără efort, în condițiile în care realitatea ne arată că nu e chiar așa. Mulți părinți ar vrea ca odraslele lor să aibă o viață bună, chiar mai bună ca a lor, și de aceea încearcă să-i orienteze de foarte devreme pe cei mici către o profesie anume, care li se pare lor, părinților, mai sigură, mai profitabilă, mai ușoară. Care sunt limitele acestei atitudini? Adică la ce ar trebui să fie atenți părinții și unde să se oprească cu insistențele sau cu presiunile? Din punctul meu de vedere, văzând multe familii în cabinet, adolescenți sau adulți care cumva s-au lăsat ghidați mult prea mult de părinți, e o mare suferință atunci când mergi pe un drum care nu e al tău.
Și cred că e esențial ca părinții să înțeleagă că niciun copil și niciun adolescent nu este o extensie a propriei persoane și că dacă noi am ajuns să facem carieră mergând pe un anumit drum, asta nu înseamnă că și copilul ar trebui să meargă pe același drum. Recomandarea mea de cele mai multe ori către părinții e să-și cunoască copilul, dar să cunoască copilul din realitate, nu copilul din imaginația lor, din mintea lor. Și asta înseamnă să petrec suficient de mult timp cu copilul sau adolescentul, să fiu atent la ce-l pasionează, la ce-l interesează și cumva să-l ghidez în așa fel încât să-și descopere propria direcție. Un copil care nu merge pe drumul său din punct de vedere academic, ci e mai degrabă forțat să parcurgă o anumită direcție pe care o impun cei din exterior, s-ar putea să nu aibă rezultate prea bune sau, dacă le va avea, să nu fie cu adevărat fericit în viața sa, în comparație cu un copil care cumva e susținut, e ajutat să-și descopere propriul potențial, pornind de la ceea ce îl interesează. Și aici un părinte suficient de deschis la minte, suficient de centrat pe nevoile de dezvoltare ale copilului, va spune: ok, eu mi-aș fi dorit să fie avocat, însă e clar că al meu copil e mult mai competent la desen. Ia să văd atunci cum îl pot susține, cum anume îl pot ajuta să exceleze în domeniul în care el e cu adevărat bun. Și aici s-ar putea ca unii părinți să aibă nevoie de câteva ședințe de terapie. Nu e ușor să recunoști că al tău copil nu va merge pe același drum pe care ai mers tu sau părinții tăi sau bunicii tăi, însă e ceva ce definește viața tinerilor din zilele noastre. Realitatea ne arată că sunt atât de multe profesii pe care noi nu le cunoșteam în copilărie, în adolescență, și copiii noștri s-ar putea să se bucure de ele în adevăratul sens al cuvântului. Deci flexibilitatea mentală a părinților este foarte, foarte importantă. Psihologul Gașpar Gheorghi în direct în Deșteptarea. Mulțumim foarte mult! Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.